Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Ridicate de mascați după o descindere nocturnă la judecătoria din Comrat, cutiile cu listele electorale ale alegătorilor sunt desigilate, anunță Centrul Național Anticorupție. Potrivit instituției, procedura se desfășoară în prezența trei membri de la Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia, inclusiv șefa comisiei și avocatului CEC. Se fac copii ale acestor liste, iar după încheierea procedurii, toate plicurile cu listele asigilate vor fi restituite curții de apel Comrat. Procesul de desigilare a plicurilor a fost documentat cu ulterioara atașare a imaginilor la cauză. La această etapă, niciunul dintre participanți nu a avut obiecții. Acțiunea nu afectează la momentul actual în niciun mod procesul judiciar de validare a alegerilor. Anterior, CNA a anunțat că toate acțiunile ofițerilor se desfășoară în baza dosarului penal inițiat pe fapte de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, dar și corupere a alegătorilor. Ar fi vorba despre bănuiala rezonabilă că în listele electorale ar fi persoane care, la momentul scrutinului, s-ar fi aflat în afara țării noastre și nu puteau vota, dar și persoane decedate. În timpul alegerilor Bașcanului Găgăuziei nu au fost înregistrate încălcări grave ale codului electoral. Declarația aparține vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică. Potrivit oficialului, nimeni dintre observatorii care au monitorizat desfășurarea alegerilor nu au raportat incidente majore. În cadrul unei emisiuni de la TVR, vicepreședintele CEC a declarat că nu există suspiciuni referitor la votul acordat în favoarea celor doi candidați care au participat în turul 2 la scrutinul din Găgăuzia. Poate sunt suspiciuni cu referire la anumite nereguli în listele electorale. Fie persoana nu a fost în țară, fie... Dar cu siguranță nu cred că putem zice că votul a fost în favoarea unui sau altui concurent electoral. Pentru că există secretul votului și cel puțin în ziua alegerilor, din toate semnalele care au fost transmise de observatori, de toate comentariile care le-au făcut colegii din mass media care au la fel statut de observator, nu au relatat despre incidente care să zică de încălcarea masivă a secretului votului. În data de 14 mai a avut loc turul 2 al alegerilor pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, iar candidatul partidului Șor, Evgenia Guțul, este învingătoarea scrutinului. Pentru ea au votat peste 27.000 de cetățeni, iar pentru contracandidatul său, Grigorii Uzun, susținut de Partidul Socialiștilor, și-au dat votul circa 25.000 de oameni. După ce CEC a confirmat rezultatul final al alegerilor, ofițerii Centrului Național Anticorupție au ridicat listele electorale, având drept temei bănuiala rezonabilă privind includerea în liste a persoanelor decedate, a celor aflate în afara țării și că o parte din alegători au fost aduși organizat. Mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Șor au protestat la Comrat, iar adunarea populară de acolo a convocat o ședință de urgență pentru a recunoaște rezultatele alegerilor pentru funcția de bașcan. Comisia Preveting a început evaluarea candidaților non-judecători pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. În prima etapă, aceștia trebuie să completeze și să remită comisiei o declarație care să includă informații despre bunurile și interesele personale ale candidaților, dar și lista persoanelor apropiate din justiție. Data limită pentru depunerea documentului este 25 mai 2023. Potrivit unui comunicat emis de Comisia Preveting, în lista transmisă de Parlament se regăsesc 9 candidați non-judecători pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. La concurs s-au înscris juriști liberi profesioniști, avocați, reprezentanți ai societății civile și mediului academic. În prima etapă, aceștia trebuie să-și declare bunurile și lista de apropiați din sistemul judiciar al procuraturii și din serviciul public. Astfel, Comisia notează că declarația pentru 5 ani include informațiile privind bunurile și interesele personale ale candidaților, dar și lista persoanelor apropiate din sistemul judiciar al procuraturii și din serviciul public. Candidații care nu au fost anterior subiecți ai declarării averilor și intereselor personale urmează să completeze declarații de avere și interese personale pentru fiecare din ultimii 5 ani pentru care nu a fost depusă o declarație anuală.
După recepționarea declarațiilor din partea candidaților, Comisia Preveting va analiza veniturile și proprietățile candidaților și ale familiilor acestora și le va corela cu datele colectate din sistemele informaționale publice, acumulate de la persoane fizice și juridice și în urma comunicării ulterioare cu candidații. Potrivit legii, neprezentarea în termen a declarației pentru 5 ani și a declarațiilor anuale constituie temei pentru constatarea de către Comisie a nepromovării evaluării de către candidat. Amintim că Parlamentul a numit în data de 30 martie 3 membri non-judecători în componența noului Consiliu Superior al Magistraturii. Este vorba de Tatiana Ceaglâc, Alexandru Postică și Ion Guzun. O femeie de 33 de ani a decedat la spital după ce a fost lovită de o mașină pe viaduct. Potrivit poliției, accidentul s-a produs aseară în jurul orei 23 și 25 de minute, lângă pasajul subteran pentru pietoni. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că o tânără de 22 de ani, în timp ce conducea unitatea de transport marca Volkswagen, a comis tamponarea unei femei ce traversa strada neregulamentar. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. Oamenii legii au negat informațiile apărute în rețelele de socializare, precum că șoferul ar fi fugit de la locul accidentului. Potrivit ofițerului de presă al Direcției Capitale, Poliției Capitalei Chișinău, Natalia Stati, un martor a sunat la serviciul de urgență 112 și a precizat că șoferița era în stare de șoc și a așteptat polițiștii. În urma atestării cu aparatul Drager s-a constatat că nu a consumat alcool. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. S-a răsturnat chiar la Cotitură. Un camion cu remorcă a derapat de pe traseu și s-a răsturnat în apropierea satului Volovița, raionul Soroca. Incidentul s-a produs ieri. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 64 de ani, conducând unitatea de transport pe sens giratoriu, din motive neclare, a derapat și a ajuns la pământ. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Șoferul nu era în stare de ebrietate. Alte circumstanțe ale producerii accidentului rutier se stabilesc, mai anunță oamenii legii. Un urolog a pus la cale asasinarea unui ginecolog pentru 10.000 de euro. Medicul comanditar al omorului și complicele acestuia, un fost combatant în războiul din Afganistan, au fost reținuți. Victima urma să fie fostul său partener de afaceri, pe care a decis să se răzbune, din motiv că i-a falimentat business-ul. Potrivit Pececox Shini, suspectul a comandat asasinatul fostului său partener de afaceri pentru că acesta ar fi refuzat să continue colaborarea, deoarece bănuitul ar fi insistat să o numească într-o funcție de conducere în clinica ginecologică pe nora sa. Prin urmare, fostul partener și-a retras activele din firmă și a părăsit echipa, iar alți medici i-au urmat exemplul. Ulterior, compania a falimentat, iar fostul partener a pus pe roate o altă afacere în domeniul medical. Potrivit datelor din dosar, bănuitul urma să-i plătească asasinului suma de 10.000 de euro pentru executarea omorului. Ca să nu fie deconspirat, suspectul comunica doar cu intermediarul asasinului, care de fapt era un investigator INI sub acoperire. Inițial, bănuitul a achitat 1.500 de euro, iar restul banilor urma să-i achite atunci când primea imaginile cu victima ucisă. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500 și acolo 5.000. 5.000. Că să-mi dau eu ori din dolari, da, vin pe urmă să te dau eu vie din 300, dar să-mi dăm recipisa, să ne dă recipisa. 150. De. Parcă erau acolo... Mai mult, suspectul i-a făcut rost asasinului de un pistol automat Kalashnikov și 30 de cartușe pe care l-a prezentat intermediarului. Arma i-a fost furnizată acestuia de un fost luptător în conflictul din Afganistan, din raionul Dubăsar, care a luptat și în regiunea transnistreană și care în prezent este condamnat condiționat pentru escrocherie și uzurparea calității oficiale în stat. Planul bănuitului a fost însă deconspirat odată cu achitarea celei de-a doua tranșe, moment în care a fost reținut în flagrant. Să combate criminalității organizate. În acest moment sunteți reținut pentru comiterea unui omor la comandă.
În cadrul perchezițiilor efectuate de la fostul medic au fost ridicați peste 200.000 de dolari, peste 17.000 de lire sterline, un pistol, înscrisuri de ciornă și telefoane mobile. Întrucât starea de sănătate a acestuia s-a agravat, a fost internat în spital. De asemenea, a fost reținut și fostul luptător afganez, care i-a pus la dispoziție pistolul automat pentru executarea omorului. În față de un automat de model Kalashnikov, cu seria și numărul. Fără încărcătură. Jurnaliștii noștri au reușit să afle cine ar fi doctorul care urma să fie asasinat. Acesta a refuzat însă categoric să ne vorbească. Nu dau niciun comentariu, mă scuzați. Nu dau niciun comentariu. Categoric. Categoric, da. În cadrul anchetei, urmează ca procurorii să cerceteze întreg probatoriul și să determine necesitatea solicitării arestului preventiv în privința ambilor bănuiți. Investigațiile continuă. Mai multe produse alimentare de primă necesitate nu vor mai fi considerate produse sociale importante. O hotărâre în acest sens a fost aprobată ieri de Comisia pentru Situații Excepționale. Potrivit unor economiști, asta ar însemna că unele produse se vor scumpi. CSE susține însă că lista a fost revizuită pentru a evita un eventual deficit pe anumite categorii de produse. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, dacă anul trecut carnea de păsări a fost inclusă în lista produselor social importante, acum doar unele tipuri de carne de păsări se vor vinde cu adaos comercial limitat. Totodată și unele poziții de pește congelat, cartofi, ceapa, varza albă, morcovi și sfecla roșie în stare proaspătă au fost excluse din lista aprobată anterior de membrii Comisiei. Guvernul susține că prin decizia Comisiei a fost revizuită lista produselor sociale importante la comercializarea cărora se aplică adaosul comercial limitat. Acest lucru s-a făcut pentru evitarea unui eventual deficit pe anumite categorii de produse în beneficiul cetățenilor, se arată în comunicatul emis de executiv. Unii experți susțin că în aceste condiții există riscul ca unele tipuri de carne, pește și legume să se scumpească. Va duce la scumpirii. Asta va influența încă mai mult starea socială, deci starea, viața populației. Aceste produse trebuie să fie protejate social. Ele scot. Mie mi se pare că asta e o greșeală intenționată. Eu cred că cineva în ziua de astăzi are de făcut ceva importuri de carne, de găină, și anume, de cele care scris aici, carne de pasăre, de cocoș, de găine, din specia Dalus domesticus, chiar scriu și de care, că sursă de import numai, netranșate în bucăți, proaspete, refrigerate sau congelate. Economistul Veaceslav Ioniță declară că, de fapt, lista produselor social importante nu are efecte asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Lista aceea avea chiar un efect invers. Spre exemplu, acolo erau detergenți, pe loc să fie detergenți mai ieftini, toate magazinele cum cumpărau cele mai scumpe, că se poate pune adaosul 10%. Deci lista asta chiar de multe ori avea și efect invers. Asta în comunism așa era. Nu avem piață, avem concurență. La piață băbuța când vinde și are adaos comercial. Dar anterior de ce acest produs erau inclus în decizia? Da, mai multe. Erau impus, asta e o listă de vreo 20 de ani, are a fost aprobată tot într-o perioadă nu prea bună, nu ne-a dus capul și să facem și am aprobat o listă proastă care n-are nici o treabă cu viața reală. În luna februarie anul trecut, Comisia pentru Situații Excepționale a decis extinderea listei produselor de primă necesitate, pentru care este limitat adaosul comercial, măsura fiind necesară pentru a ține sub control creșterea prețurilor. Atunci, lista a fost completată inclusiv cu cartofi, ceapă, varză albă, morcov și sfecle roșii în stare proaspete. Produsele social importante sunt comercializate cu un adaos comercial ce nu depășește 20%, iar pentru pâine și
colaci, adausul comercial nu poate fi mai mare de 10%. Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna aprilie 2023, comparativ cu luna aprilie 2022, au crescut cu 18,1%, inclusiv la produse alimentare cu 16,4%. Totodată, Banca Națională susține că rata anuală a inflației s-a redus în aprilie curent la 18%, față de 30% din decembrie trecut, continuând scăderea rapidă începută anul trecut. Potrivit ultimului raport, tendința descendentă va continua pe parcursul anului curent și va ajunge la aproximativ 5% către finele acestui an. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la ora 16:45. Vă mulțumesc pentru atenție!